Anul 2020 a început și în Moldova cu noi cazuri de pestă porcină africană. Autoritățile locale din Iași sunt în alertă și au pregătite măsurile care se impun pentru a diminua pe cât posibil efectele nefaste ale infestării cu PPA. Din păcate, recent, cei de la DSVSA au confirmat toate cele 3 cazuri apărute. Cu mai multe informații vine imediat corespondenta noastră din Iași, Raluca Daria Diaconiuc. Sunt deja 3 cazuri de pestă porcină africană în județul Iași. Toate sunt la porci domestici, în 3 gospodării, una în satul Prisăcani, comuna Prisăcani, a doua în satul Tungujei, comuna Țibănești, a treia la podul Hagiului, comuna Gorban. Prefectul județului Iași, Marian Grigoraș, a convocat membrii Consiliului Local pentru combaterea bolilor ca urmare a depistării acestor focare de pestă porcina africană. În cadrul ședinței a fost aprobat planul de măsuri pentru stingere și eradicare. Zona de protecție în jurul focarului este de 3 km. Zona de supraveghere este pe o rază de 10 km în jurul fiecărui focar și cuprinde mai multe localități. Medicii veterinari au luat măsurile de primă urgență în focare, iar în continuare toate instituțiile responsabile vor pune în aplicare măsurile stabilite, respectiv măsurile și restricțiile impuse de manualul operațional PPA. Cetățenii au obligația să anunțe medicul veterinar pentru orice caz de îmbolnăvire sau mortalitate la specia porcină și să respecte regulile minime de biosecuritate.